mediul și lung pentru viitor? Pasul a fost oarecum natural. Deci ne-am prins și piața. Noi, Europa Travel, colaborăm de mai mult timp cu Christian Tour, având destinații comune. Și treptat, treptat, în ani, colaborarea a început de la zborurile charter, transporturile cu autocarul, având baze puternice de transport proprii, deci autocarele noastre. Deci încet, încet, atât nevoia cât și planurile de viitor, de perspectivă, pentru că singura șansă să creștem pe o piață extrem de competitivă este această unire a forțelor. Și s-a și văzut imediat, pot să vă spun, în principal în forța de negociere. Să vă dau un exemplu, în Grecia, o destinație pe val, printre turiștii români, Zakynthos, noi acolo avem un partener cu care lucrăm de câțiva ani, dar care lucrează și cu Thomson. Noi ducem 2000 de turiști pe an, Europa Travel, Thomson aduce 600-700.000 de turiști în aceeași destinație. Normal, e, acum totul se negociază. Deci concurăm pe aceleași hoteluri, aceleași prețuri. Hotelierii vând cu același preț și către Europa Travel și către Thomson. Acum, în cadrul acestui grup, a fost evident că interesul a crescut în fața partenerului, s-au putut negocia alte tarife. Deci, iată, și ajungem și la ceea ce... Ca prim efect, putem să-l numim și, din punctul meu de vedere, cel mai, printre cele mai importante, scăderea prețului la serviciile turistice. Nu vor fi scăderi spectaculoase, dar vor fi semnificative. Deci, procente 10, 15, 20% luate la tariful mediu. Deci ia câte un prim efect. Și bineînțeles, forța financiară a grupului, dacă apar probleme într-un anumit punct, pot fi compensate de celelalte operațiuni și așa mai departe. Și perspectiva care considerăm noi că este deosebită, atât pe creșterea capacității de cazare, cât și pe capacitatea de transport. Intenționăm să dezvoltăm foarte, foarte mult această direcție a transportului, atât cel rutier cât și cel aerian. E o scădere semnificativă. Vorbim la o vacanță medie de 500 de euro de persoană, un 20% înseamnă 100 de euro mai puțin. Da, pare mult, dar nu este imposibil. Sperăm să, ca și piața să susțină, pentru că până la urmă cererea ne ține în viață și pe noi și pe toți ceilalți. Încă nu avem perspectiva sezonului următor. Am început, de-abia am pus în vânzare primele pachete. Reacțiile sunt pozitive, dar așa au fost în fiecare an. Cel puțin pentru Europa Travel, paradoxul face ca această criză să ne fie ajutat. Produsele noastre s-au pliat perfect. Am fost low cost de la bun început. Asta a fost direcția pe care am urmat-o și atunci numărul turiștilor noștri împinși de criză au crescut an de an, cifra de afaceri la fel. Să vedem ce se va întâmpla la vară, dar primele semne ar fi pozitive. În sensul că cererea deja se manifestă, am început să vindem pentru 2013. Da, vom discuta și despre asta, constituirea acestui grup, ce înseamnă în procente, cu cât vor fi vacanțele mai mici în anul următor. Domnule Enea, ca prim efect, foarte important această scădere de tarife, care este, iată, undeva 15-20% foarte importantă pentru turistul român. Din punctul meu de vedere, mi se pare importantă această scădere de 50% pe care cei 4 tur operatori au oferit-o pentru vacanțele early booking tuturor turiștilor care cumpără pachetele până la sfârșitul anului. Așadar, avem 3 luni de zile de acum înainte ca să ne cumpărăm vacanța de vară la jumătate de preț. Este o premieră din toate punctele de vedere acest concept. N-am mai avut niciodată un early booking pe absolut toate destinațiile de curse charter și pe destinațiile interne atât de mare precum îl avem acum. Early booking-ul era un 5%, 10%, 15% perioada târgurilor turistice. Sunt early booking-uri. Este foarte adevărat că atât Christian Tour cât și eu, cât și Europa Travel au avut early booking-uri de 30-35% anul trecut, pentru că anul trecut a fost anul cu cele mai bune early booking-uri. Este adevărat, cu 3 ani înainte abia reușeam să oferim 10-15%, cum a spus. Dar iată că lucrurile merg din ce în ce mai mult către un tip de turist pe care nu noi l-am inventat. Știți cum e, nu e nevoie să inventezi roata, important e să o pui să funcționeze și la mașina cu care pleci tu ca să faci business. Practic, acest tip de early booking se întâmplă pe piețele externe, pe piețele mari de 10-10 de ani. Noi pur și simplu am învățat să facem ceea ce fac ei. Am învățat de la ei și încetul cu încetul iată că efectele se simt. Un merit important îl are și turistul, care a devenit un turist mai inteligent, un turist mai cumpătat, un turist mai orientat și mai informat. A învățat să-și cumpere vacanța din timp, a învățat că astfel economisește bani, poate să plătească vacanța în rate, are așadar avantajul de
a nu fi nevoit să scoată toată suma deodată din buzunar, își poate lua concediul din timp. Prima cerere venită la locul de muncă este prima cerere de concediu servită. De regulă nu ajung să te bați în luna iunie, că vreau și eu la sfârșitul lunii, vreau și eu în iulie, vreau și eu în august. Și nu în ultimul rând ai timp să vezi ce hotel ți se potrivește cel mai bine, ce destinație ți se potrivește cel mai bine. Ca să nu mai spun că acum efectiv poți cumpăra cam ceea ce îți dorești pe datele de plecare pe care ți le dorești. Anul acesta, de exemplu, în luna mai, luna iunie, erau date de plecare pline până undeva la începutul lui septembrie. Sau erau hoteluri care nu mai puteau să vândă camere săptămâni în șir în mijlocul sezonului. Așadar, învățăm și noi să fim turiști orientați, învață și tur operatorii să ofere servicii mai bune și prețuri mai bune. Cine își va asuma primul dintre tur operatorii această lecție, cu siguranță va fi unul dintre marii câștigători. Bine, și o vorbă în turist, o vacanță planificată din timp nu are cum să nu dea greș. Sigur că da, pentru că așa cum v-am spus, toate aturile sunt de partea celui care cumpără ieftin, care cumpără din timp, care cumpără ceea ce își dorește și care are suficientă susținere din partea șefului la locul de muncă să plece în perioada respectivă pentru că își pune primul cererea de concediu. Familia da, de asemenea își poate planifica timpul și așa mai departe. Scurtă pauză de publicitate, după care ne revenim. Vreau să vorbim și despre faptul că, iată, se pune la punct și un program de fidelizare și de bonusare pentru clienții fideli. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.